Poate mai mult ca oricând, acum sunt necesare programe de screening pentru a depista cât mai multe patologii din sfera oncologică. Avem din ce în ce mai multe cazuri care ajung la spital, cazuri chiar grave de cancer. Prin urmare, vrem să aflăm care este situația Planului Național de Cancer, ce programe de screening și depistare a cancerelor se vor derula în perioada următoare, de la doamna secretar de stat în Ministerul Sănătății, Monica Altamăr. Aș vrea să vorbim mai întâi puțin despre strategia în ceea ce privește implementarea Planului Național de Cancer, despre care știm că în curând va fi gata acest plan. Care este strategia din spatele lui? Din informațiile pe care le cunoașteți deja, la nivelul Parlamentului funcționează grupurile de lucru care pregătesc, lucrează la acest Plan Național de Cancer. O prioritate a președintelui României, așa cum am discutat la evenimentul dumneavoastră recent. În paralel, Ministerul Sănătății a obținut o finanțare, un proiect SIPOCA, pentru optimizarea acestui plan. Deci este un dublu demers. Proiect al Ministerului Sănătății care se va derula până în august 2022. Deci suntem în faza de început, în faza în care se constituie echipa care va dezvolta acest plan. Strategia este aceeași ca în tot restul lumii, se raportează la parcursul pacientului oncologic, la importanța diagnosticării precoce, care conduce la un tratament eficient și la șanse mai mari de supraviețuire. Este un program complex care va merge spre toate direcțiile importante, încă de la diagnostic, prin tratament și până la partea de terapie a durerii, de programe de paliație care pot prelungi viața și calitatea vieții pacienților. S-a vorbit foarte puțin în România despre paliație. Pentru mulți dintre pacienți este un cuvânt devastator, care nu definește ce ar trebui să însemne în realitate paliație. Nu vorbim strict de terapia durerii și așa este perceput acum. Mă raportez nu la specialiști, ci la pacienți și mă adresez lor. Paliație nu înseamnă terapia durerii, înseamnă tratamente eficiente care prelungesc viața chiar și atunci când diagnosticul pare să fie fără speranță. Și paliație mai înseamnă centre în care să se poată acorda astfel de servicii, centre care în România sunt destul de puține și prost finanțate în momentul de față. Aveți în Planul Național de Cancer... Există și această componentă, partea de terapia durerii și paliație. Dar zic, este un plan complex care nu se va dezvolta în termen scurt, însă e important că se fac primii pași, este important că este un dublu demers care implică mai multe instituții, ceea ce înseamnă că Ministerul Sănătății primește ajutor. Aceste grupuri de lucru din Parlament care adaugă muncii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății în plus sunt foarte importante. La fel, suportul organizațiilor de pacienți va fi important. Ei au contact direct, zilnic cu pacienții și experiența de dincolo de relația medic-pacient. Mi-ați dat o veste bună, cea a faptului că există și finanțare. Despre câți bani este vorba și cum poate fi finanțat până la urmă acest Plan Național de Cancer? Știm cu toții că degeaba avem un plan și el este pe hârtie dacă nu avem și finanțare pentru activitățile din plan. Finanțare există și sursele de finanțare vor fi la fel multiple, așa cum pentru programele de până acum. Vorbeam
în trecut despre cancerul de col. Finanțarea a venit fie prin Banca Mondială, fie prin alte surse de finanțare ale Ministerului Sănătății. Deci problema majoră nu este lipsa finanțării. Dincolo de bani, avem nevoie de oameni care să se implice, avem nevoie de experiența specialiștilor, nu doar de experiența specialiștilor care lucrează în Ministerul Sănătății sau a comisiilor de specialitate. Vorbim aici de un efort colectiv, de experiența medicilor care lucrează în fiecare zi în secțiile de oncologie din țară, în institutele noastre. Atât programele de screening, cât și tot ce ține de parcursul pacientului oncologic nu se raportează strict la bani. Bineînțeles că e foarte important să ai cu ce. Programele Ministerului Sănătății, cele de screening, aflate acum în faza de început, se raportează și e important că sunt gândite așa, nu doar la un procent, la o cifră, populație eligibilă, ci este luată în calcul populația vulnerabilă și pentru această etapă se calculează un procent, aproape jumătate din numărul pacienților eligibili în total, este gândit așa, să fie cel puțin jumătate adresată populației vulnerabile care nu are acces în condiții obișnuite la aceste programe de screening. Ce înseamnă populație vulnerabilă? Populație aflată la risc? Sau populație aflată în zone geografice care permit mai greu accesul la programe de screening, ca să nu mai vorbim de diagnostic, te mobilizezi în momentul în care ai deja un diagnostic și ai nevoie de tratament. Te forțează situația gravă în care te găsești să iei niște măsuri. Partea de diagnostic, știm că statisticile nu arată foarte bine în ceea ce privește diagnosticarea precoce în România. Suntem aici și pentru că ne adresăm uneori unei populații care din diverse motive, distanța față de centrele importante, de spitalele mari, viața de zi cu zi, programul de lucru, când muncești de dimineață până seara, până nu te doare, nu îi măsuri. Știm, pe hârtie sau în materiale științifice, lucrurile arată altfel. În teren, în viața reală, inclusiv pacienții educați ajung de foarte multe ori foarte târziu la medic, tocmai pentru că suntem poate și o țară rezistentă, suntem trecuți prin multe și avem tendința să rezistăm, ceea ce nu e neapărat bine. Atunci, populație vulnerabilă nu înseamnă neapărat situația materială a unei familii, dar și asta, bineînțeles, înseamnă activitatea care poate să te împiedice să te adresezi medicului la timp și geografia. Ce vreau să vă întreb legat de bani, că spuneați că ministrul a reușit să obțină o finanțare. Știm că de multe ori, în momentul de față, pacienții care se află la risc sunt trimiși de către medici să facă anumite investigații pentru a vedea dacă au sau nu o patologie oncologică, dar aceste investigații nu sunt decontate, multe dintre ele, într-un fel sau altul, și atunci pacienții sunt descurajați să le facă. Nu toată lumea dispune de aceste fonduri. Fie nu sunt decontate, fie parcursul pacientului oncologic. Vorbeam mai devreme, menționam că este foarte important, sună așa interesant, dar neclar. Vorbim despre pașii pe care trebuie să-i facă un pacient, despre acele informații salvatoare de viață și pentru că îți salvează timp, care de foarte multe ori lipsesc. Și dacă sunt decontate, uneori este o procedură stufoasă pe care trebuie să o cunoști. Nu toată lumea învață puțină medicină, puțină legislație și nici nu e cazul să facă asta.
Nici măcar nu contează cultura generală, educația. Chiar nu ar fi cazul să învățăm medicină, să învățăm legislație dacă nu este asta meseria noastră. Ar trebui ca informațiile relevante pentru situația în care ne găsim să fie obținute ușor. Și asta e primul pas. Tot ce ține de parcursul unui pacient diagnosticat cu o afecțiune gravă, la fel cum sunt afecțiunile oncologice. Trebuie să ți se spun care sunt pașii și ce poți să faci pentru în fiecare pas, care sunt instituțiile care te pot ajuta. Noi avem Ministerul Sănătății, avem Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru pacient. Modul în care aceste instituții se află sau nu în relații de subordonare nu este ceva cunoscut și poate nici n-ar trebui să fie. Să știe fiecare cetățean în momentul în care își află diagnosticul unde ar trebui să meargă, la ce ușă, ca să poată beneficia de servicii pe care poate chiar le are de contate și nu află acest lucru. Valabil și pentru ce nu se poate la noi. La fel, avem diverse proceduri susținute prin diverse instituții ale statului român. Este un val de informații care vin toată odată asupra unui om aflat în poate cel mai greu moment al vieții lui. Deci sunt multe servicii de contate, fie prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fie prin minister. Dumneavoastră știți că avem programe curative, știți unde ar trebui să mergeți, însă pentru un pacient toate informațiile astea, o parte sunt la Ministerul Sănătății, o parte sunt într-o altă clădire, pentru câteva dintre investigații sunt necesare documente în plus, pentru câteva tratamente la fel, se fac anumite dosare. Se transmit dosarele, sunt comisii care evaluează situația. Este important să fie mai ușor accesibilă informația.